Mulțumesc mult, Alina. Șoferii și vatmanii concediați după greva din STB vor fi reangajați la aproape jumătate de an de la concedierile în masă. Aceștia au câștigat în instanță atât reangajarea la companie, dar și plata salariilor pierdute în perioada în care au fost concediați. Peste 200 de locuri de muncă au rămas vacante în urma grevei, iar alți 500 de angajați s-au ales cu tăieri de salarii. Despre acest subiect ne vorbește chiar acum colegul meu, Radu Tiliță. Radu, te ascultă. Bună ziua, bun găsit tuturor! Vorbim de o situație care aruncă în aer bugetul primăriei Capitalei, asta în contextul în care în ultima jumătate de an societatea de transport public a încercat să ocupe locurile rămase vacante după protestul stetebiștilor de la începutul anului. Astfel, compania a reușit să angajeze oamenii în locul celor care au participat la grevă, mai apoi în cadrul comisiilor de anchetă s-au ales cu contractele de muncă desfăcute. În tot acest timp, oamenii s-au dus în instanță și au cerut drepturile și au câștigat în primă instanță întoarcerea la locul de muncă, reangajarea, dar și plătirea atât a salariilor pierdute până în acest moment, dar și a bunurilor de masă pe care ar fi trebuit să le primească în toate aceste luni. Ei bine, acum primăria trebuie să găsească o soluție astfel încât să plătească toate aceste salarii, să plătească oamenii noi angajați plus cei care se întorc acum la muncă. Astfel vorbim, dacă îi putem spune așa, de o inflație de șoferi și de vatmani, situație care, vă spuneam, va arunca în aer bugetul primăriei Capitalei. Iar în ultima săptămână l-am întrebat pe primarul Capitalei dacă vede oportun această situație, însă acesta a menționat faptul că el nu a susținut niciodată desfacerea contractelor de muncă și se caută o soluție.